Morning! Bine ați venit la Simțuri Ascuțite, canalul care nu se teme de parfumuri grele și foarte grele. Astăzi vorbim despre My Perfumes. Astăzi vorbim despre Arabiat Prestige, cu trei parfumuri care aparțin gamei Handan, Arabiat Prestige. Deci Arabiat Prestige față de Arabiat normal este Prestige, adică este mai premium, este mai așa. My Perfumes au parfumuri pentru toate buzunarele din punctul meu de vedere și ceea ce am testat eu sunt super ok. Am mai testat de la Arabiat Blueberry Musk, care tot din gama de vârf, hai să spun, Arabiat Prestige face parte. Dar am mai testat și de la autorii, v-am mai vorbit despre, o să mai vorbim și în viitor, o să facem recenzii, o să vedem ce se poate face din punctul ăsta de vedere, recenzii, topuri, clasamente, recomandări parfumate și altele. Dar astăzi vreau să testez gama asta Handan, care aparent arată foarte bine. Ăsta e adevărul, arată de zile mari. Ca și ambalaj, flaconaj, packaging, tot ceea ce înseamnă prezentare, arată superb. În poze. În realitate, nu știu sticlele, nu le-am văzut, n-am avut contact cu ele. Văd acum pentru prima dată cutiile lor și o să vedem ce se află și în ele, nu? Pentru că despre asta este vorba. Bun, ca să nu mai pierdem vremea, prinde sfântul cuțit de canjar și începem să tăiem țipla. Prima cutie. O cutie imensă, grea, foarte mare. Handan The Hero. Arabiat Prestige. Cam așa se deschide, ca și un fel de cămașă. Și sunt curios mai departe cum se deschide. Cam complicat. Ah, bun. Cu un capac pe deasupra. Cam așa vine. Dar pe noi ne interesează sticla. Deci e imensă. Mă gândeam că, apropo, vine la 75 de mililitri. Adică toate parfumurile din gama asta vin la 75 de mililitri. Mă așteptam la o sticluță mai mică, sincer. Dar nu. Prezentarea este, și îmi place foarte mult, prezentarea este pur arăbească, de parfumerie pur arăbească. Se vede că față de ceea ce am testat de la My Perfumes, totul este mult, mult mai premium, inclusiv logo, Handan The Hero, inclusiv Arabiat Prestige, adică numele parfumului. Da, și capacul și tot absolut, baza asta, totul pare să fie solid, sticla foarte solidă, foarte grea. Foarte elegantă, îmi place de mor, trebuie să recunosc. Sunt foarte mândru să dețin aceste parfumuri. Bun. Capac metalic, extrem de greu. Mare atenție cu el, să nu vi-l scăpați pe degetul de la picior. Atomizor, wow. Da, cunosc mirosul ăsta. Este un miros cu care m-am mai întâlnit. Este un parfum care mie mi-aduce aminte, în primă fază, at first sniff, at first contact, de Memo Ocean Leather. Exact acolo mă duce pe mine cu gândul. Mie așa îmi dă, adică calon, note marine, note sărat marine, alge, chestii genul ăsta, plus un pepene galben, chestie genul ăla. Este foarte, deci așa se prezintă în deschidere, s-ar putea să se schimbe pe parcurs, dar este genul de parfum pentru sezonul estival, pentru vară, pentru călduri, pentru canicule și de ce nu, poți să-l porți atunci când îți dorești, poți să-l porți iarna, toamna, bla bla. Da, deosebirea dintre ăsta și Memo Ocean Leather este că ăsta este mai dulce, mai cremos, mai așa. Deci nu este chiar un parfum pur marin și așa, este un parfum îndulcit. Da, există și niște note care îndulcesc parfumul ăsta. Îmi place, e fain, nu face parte din gama mea, hai să spun, de parfumuri sau de, mai bine zis, nu face parte din zona mea de confort olfactiv. Da, adică zona mea de confort olfactiv este mult mai twisted, mult mai minded, mult mai așa. Dar e bun, e fain. Partea proastă pentru mine la
acest gen de miros este că dacă aș folosi în exces, m-aș cam plictisi, m-aș cam sătura să miros doar marin, doar cu note de apă sărată, note marine, calon, chestii genul ăsta, m-aș plictisi. Note metalice, note minerale, niște citrice plus un pepene galben, m-aș plictisi. Așa încât ăsta o să-l folosesc mai răruț că e mai drăguț și o să-l folosesc. Și când zic că îl folosesc, chiar îl folosesc nu doar de dragul, nu zic nu așa, doar de dragul audienței și like-urilor și view-urilor și așa mai departe. Este foarte bine construit, deci să ne înțelegem de la bun început, este foarte bine construit și îți redă marea pe timp de vară, ca să zic așa. Îmi aduce aminte de un parfum pe care îl am în colecție, care are un miros foarte bun. Nu e așa îndulcit parfumul ăla, doar că ambalajul e dezastru, atomizorul e dezastru, am mai vorbit despre el. De la Hemani Perfumes, nu mai știu cum îi zice, îmi scapă, în fine, nu mai stau să-mi stor creierii să-mi aduc aminte și de numele lui, dar face parte de la Hemani Perfumes. Aqua Fria, da, așa zice Aqua Fria, v-am mai vorbit despre el. Da, doar că ăsta este mult mai calitativ, mult, mult mai calitativ, deși și mirosul ăluia e fain, îmi place și așa, doar că v-am zis, sticla, atomizorul mai ales, sunt un dezastru. Dar aici totul este next level, ca să zic așa, și pe partea de miros și pe partea de prezentare, de ambalaj, de nu știu ce. Mă, mie aia îmi dă, nu știu. Pe alte site-uri scrie că ar fi... poate scrie alte chestii, nu mai știu exact. Știu că unul dintre cele trei, Hamdan, se specifică faptul că este cumva în zona Sauvage Elixir. Nu știu care e ăla, mai am două aici de testat din gama asta de Arabiat Prestige, Hamdan. Dar până acum tot ce primesc este acel iz marin, oceanic, de vară, de sezon estival. Și îmi place. Doar că nu face parte din zona mea de confort olfactiv. Aia mai întunecată, mai rușinoasă, mai știți foarte bine, cei care sunteți de la începutul canalului. Da, e superb, e revigorant, e refreshing, e... Deci vara după ce faci un duș și ieși pe teren, parfumul ăsta e senzațional. Și nu numai vara, și primăvara, și toamna, și în alte anotimpuri. Deci dacă vrei zona mai basic, mai proaspătă, mai așa, Hamdan De Niro de la Arabiat Prestige, de la My Perfumes, brandul mare, ți se adresează. Dacă nu suporți parfumurile marine sau de vară sau așa, eu zic să-i zici pas acestui parfum, că nu o să te satisfacă. Bun, trecem la următorul, desfacem a doua cutie. Repet, prezentarea este wow. Hamdan The Sheikh, Arabiat Prestige. Parfumuri lansate în 2024, care tot așa o prezentare foarte faină, îmi place mult, trebuie să recunosc că mă atrage vizual extraordinar de tare. Capacul la fel, metalic, greu, armă albă. Bun, hai că pulverizăm ceva mai sus. Nu știu ce vrea să fie ăsta, dar e fain tare. Ăsta e plin de rășini. Este rășinos tare. Ăsta mi-aduce aminte, este un parfum de la Gucci numit Intense Oud, care nu știu dacă ar avea el neapărat oud, dar are o combinație, un side effect de mai multe note care te-ar putea trimite în zona de ceva ud mai europenizat. Un ud dulce. Un ud mai tolerabil, mai purtabil. Așa și aici se simte acel iz, acel comportament, acea apucătură de Gucci Intense Oud cu ceva foarte mentolat, camforat, dulce, rășinos. Da, se simte ceva notă orientală, clar, dar nu e ud, după cum percep eu. Mă rog, acum stăm și analizăm la rece sau așa, dar există un eucalipt acolo, după cum simt eu, și care e foarte fain. Și o benzoină, o ambră, ceva dulce, lipicios, cum place mie să-i spun, vanilie, chestii genul.
băi, da, ăsta se duce în zona mea de confort olfactiv, ca să înțelegeți cum stă treaba. Deci dacă primul nu se ducea, ăsta se duce. Adică Hero, ăsta e Sheik. Deci ăsta chiar se duce în zona mea de confort. Da. Îmi place mult ăsta. O piele foarte... Eu ar spune o piele întoarsă. Piele velur, ceva de genul ăsta. Piele... foarte moale, confortabilă. Pielea întoarsă pe care o găsești la anumiți pantofi sau încălțăminte de top, ceea ce eu au. Nice! Superb! Este lemnos, este rășinos, este puternic, are și niște note de fum, dar notele alea de fum să te stau în pate cumva de acel iscanfora mentolat. Da, de eucalipt, de camfor, de mentă, de ce-o fi, dar cred că a fi eucalipt, după cum îl percep eu. Ceva paciuli. Acum vă dați seama că astea sunt doar niște prime impresii. Doar încep să explorez și eu zona asta de Hamdan, de Arabia Prestige, de nu știu ce, multe se vor mai schimba după ce o să le port pe piele, după ce o să-mi fac damblau cu ele, multe se vor mai schimba și pe o parte de miros, o simți și eu altceva, nu știu, să văd ce performanțe au, să văd cum se comportă, dar tot ce pot să vă spun că îmi place. Deci până acum îmi place. Și prezentarea e wow, e extrem de pe gustul meu. Da, devine din ce în ce mai camforat, rășinos, dulceag, mentolat, dulceag spre dulce de data asta. Da, ceva note pământii la un moment dat, ce are și ceva bază mai întunecată, mai solidă, mai pământie, mai așa. Îmi place. Posibil un vetiver aici. Că simt că deja se duce în zona aia. În zona mai cernelată, mai... nu știu, nota de... Deci până acum era dulce, era prietenos, dar începe să vină din spate ceva foarte pământiu, ceva mai putrezit, mai din zona vetiverurilor întunecate. Da, și are și un iz alcoolic. Observ că vine din spate și un iz alcoolic. Ca și cum ai amesteca un rom cu anason stelat. Cam așa simt, cam așa percep lucrurile. Băi, frumos parfum. Frumos, deci frumos, absolut fantastic de purtat. Acum, în anotimpul toamna, pe părerea mea, o să-mi fie o încântare olfactivă acest parfum. Deci ăsta îmi place maxim. Ăsta îmi place maxim, vă spun. Are o pornire ceva mai timidă, dar după ce își dă drumul, se duce și își face de cap, își bate puțin joc de nasul tău, în sensul bun, se duce pe zona mea. Da, super parfumul ăsta. Bun, și hai să trecem și la cel de-al treilea parfum. Hamdan The Brave. Și să desfacem și la ăsta. Țipla asta. Doamne Dumnezeule, cum arată. Deci pe negru. Doamne Dumnezeule, cum arată. Deci ce parfumuri. Deci trebuie să fii cel mai mare hater să spui că aceste parfumuri sunt niște poșirci ordinare, aceste parfumuri au niște ambalaje de 2 bani, niște packaging-uri, flaconaj, sticlă, ce vreți voi, de 2 bani, că mirosurile sunt niște poșirci împuțite, chestii genul ăsta. Ori trebuie să fii retard, ori trebuie să fii elitist, ori trebuie să fii cu cap, cu probleme cu cap, ori nu ți-a luat medicamentele. Dar, păi, hai să dăm cezarului ce este a cezarului. Da. Și dacă are cedru parfumul ăsta, hai să dăm cedarului ceea cedarului. Bun. Bun.
godlike. Darkness in the bottle. Dacă întunericul ar avea miros, el s-ar numi Hamdan the Brave, de la Arabiat Prestige. Acesta este cel mai întunecat din gamă, dar are dulceața lui. Fai, cât e de fain. Deci ăsta e minune de parfum. Ăsta e minune de parfum. Dulce animalic, întunecat animalic. Ce vreți mai mult de atât? Are și ceva animalic, și ceva dulce, și ceva portabil, și ceva întunecat. Ăsta e preferatul meu, până acum. Deci, bă, oameni buni, parfumul ăsta este de o eleganță aparte. Pot spune, acum, la o primă fază, la o primă testare, cu parfumul ăsta, dacă mergi la o nuntă sau la un eveniment scorțos, dacă mergi la o masă de brainstorming în afaceri sau whatever, o să intimidezi cu parfumul ăsta la modul bun, deci nu la modul rău. O să impui respect. Deci în momentul în care folosești așa ceva, și ascultă-mă bine ce spun aici, pentru că am 20 de ani de experiență și cu parfumul și mi-am băgat nasul în tot ce înseamnă parfum, de nișă, de designer, arăbești, de toate felurile, toate mărcile. Băi, ascultă-mă bine ce spun aici. Deci dacă nu-ți place parfumul ăsta, te zicem că l-ai testat, înseamnă că nu ești făcut pentru parfumeria arăbească și înseamnă că ar trebui să te lași urgent, dacă pot să zic așa. Deci dacă ești un hater al acestui parfum nejustificat sau un hater al acestor parfumuri, așa, la modul nejustificat, înseamnă că ar trebui să te lași de sportul ăsta și să te apuci de golf, de tenis, de, știu eu, de baseball, de cumpăra pantaloni, să-i porți cu, știu eu, cu turul lăsat sau așa mai departe. Doamne Dumnezeule, deci cum poate să fie parfumul ăsta? Deci parfumul ăsta e delir. E delir mistic. Dacă sunteți în zona spirituală, bă, vă recomand parfumul ăsta. Vă recomand să-l testați, să-l încercați, să vă faceți de cap cu el, să nu știu ce. Note rășinoase din belșug. O ambră extrem de dulce, de lipicioasă, de... Băi, parfumul ăsta este și condimentat. Simt aici foarte clar un cardamon. Dar un cardamon foarte bine redat, cald. Un cardamon fierbinte. Și are și un iz oarecum medicamentos, dar din zona siropurilor. De rădăcini, de ce vreți voi, știi? Doamne, e minunat parfumul ăsta, deci nici nu mai știu ce să zic, am rămas șocat. Deci de mult n-am mai întâlnit un asemenea parfum care efectiv să mă șocheze în halul ăsta. Dar în sensul bun, evident. Deci nu în sensul rău sau ceva. Da, și un santal. Un santal care de data asta merge și în zona mai cremoasă, mai așa, dar merge și în zona ceva mai usturătoare pentru simțuri, la modul... Bă, e un santal care putrezește, ăsta e adevărul, da, atâta de bine redat, și dulce, și putrezit, și nu știu ce, și notele alea ca de medicinal sau ca de ceva sirop din ăla gros medicinal, din muguri de pin, muguri de brad, chestii genul coniferic. Doamne, e senzațional, notele alea de fum. Și mai există aici niște boabe de enupăr. Păi, fain tare parfumul ăsta, și coniferic, și ce vrei tu. Da, vă recomand să-l testați la decant sau la ce vreți voi. Dacă știți că sunteți în zona arăbească, pur arăbească, pur sânge arab sau cum vreți voi, atunci vă recomand parfumurile astea. Dacă nu, vă recomand doar pe primul. Bun, hai să mai recapitulăm puțin și să vedem ce s-a mai schimbat în aceste minute. Pentru că sunt curios. Așa, 2-3 minuțele. Și începem cu primul, The Hero, ăsta mai acvatic, mai deschis, mai... Da, este frumos, este în grafic, seamănă pentru mine,
cu Memo Ocean Leather, aka Hemani Perfumes Aqua Fria, doar că mult mai bine făcut, adică ăsta, mult mai calitativ, mult mai îndulcit și are și o bază mai vetiveroasă. Hai să o forțez și pe asta, să spun așa. Da, nu este din zona mea de confort olfactiv, vă repet acest lucru, dar pentru aia îl pot purta cu o mare lejeritate și îmi va da o stare super bună. Nu înseamnă că dacă un parfum nu este din zona mea de confort olfactiv, nu-mi place sau nu-l port. Absolut deloc nu. Întotdeauna porți parfumuri pentru meditații și pentru introspecție în creierașul tău. Mai porți parfumuri și pentru a te energiza, pentru a merge mai cu forță în societate sau unde ai tu treabă. Acesta va fi un parfum extraordinar pentru zilele toride de vară. Și nu numai. Dar fain. Fain. Atât pot să spun. Bun. Reluăm al doilea. Hamdan the Sheikh. Ce interesant. Ce interesant se duce ăsta. S-a schimbat total. Nici nu mai știu. Da, semăna cu ăla, cu Gucci Intensud. S-a schimbat total. Și merge acum în zona de The Night, Frederic Mal, dar dry down la târziu, cu trandafirul la dulce. Total ciudat se comportă parfumul ăsta, adică nu mai este ce a fost pe piele, acum este altceva. S-a schimbat total. Și exact schimbarea de, nu știu, ca și Frederic Mal, că și Frederic Mal parfumul ăla se schimbă foarte mult pe piele, de nici nu le mai recunoști după o oră. Da, acum e pe trandafir. Acum e pe zona de trandafir întunecat, dar gem, dar dulce, dar așa, chestie genul ăsta. Și îmi place. Chiar e foarte frumos, foarte bine executat. E ce trebuie. Bun. Și revenim la capul răutăților, la Hamdan the Brave. Glory to the Brave. Negru ăsta absolut fantastic. Doamne, deci ăsta acum o dă gurman. Deci acum o dă direct cu smochină și cu chestie genul ăla. Smochină peste note orientale. Nu smochină, mă, curmale. Prostii. Curmale. Deci îți dă cu o curmală din aia extraordinar de faină. Curmală așa uscate, dar delicioase. Și își păstrează și izul acela animalic, dar și izul la dulce și iz dulce, mentolat, camforat, cum vreți voi are și ăsta. Are de toate și este foarte greu de descris, că deja a apărut tenta gurmandă. Bă, deci e godlike parfumul ăsta, deci îl iubesc de... Bă, deci parfumul ăsta va fi primul pe care îl port, pe care o să-l port. Primul dintre toate trei. Da, nu vă mai zic mai multe cuvinte că nu mai are rost. Testați. Aie. Da, nu știu. În fine. Omenirea asta e așa. Nici nu știu cum să vă spun. Prea slabă pentru a-și deschide ochii și a căsca puțin creierașul spre a mai testa și altceva, spre a... Omenirea asta e de tip hater, hateriță sau cum să-i spun, și își pun așa obloane. Deci e o literă de lege, am observat în online. Dacă unui om, să zicem, odată a testat un parfum, o clon sau un arabesc sau whatever, și nu i-a plăcut ceva, gata. Deci clona aia nu i-a plăcut, e gata. Deci toată parfumeria arabească e de căcat, de așa. Pentru că așa se întâmplă. Suntem un popor care generalizează, căruia îi place să generalizeze. Suntem un popor al snobismului. Suntem un popor în care se pune baza pe chestia asta. Băi, am parfumuri mai bune ca și tine pentru că sunt de nișă. Eu vreau să te dezarmez, să te detronez, să te denaturez pe tine pentru că eu sunt tru și tu ești mic și vai mama ta. Și cam asta este.
Dar nu uitați că parfumeria arabească e viitorul, parfumeria arabească e trecutul, e prezentul și va fi viitorul. Da, și a fost atât parfumeria arabească cât și cea egipteană, au fost printre primele pe pământ. Așa că asta spune multe. Bun, hai că ne oprim aici. Deci nu mă satur să-l miros ăsta de Brave, senzațional. În fine, voi ce părere aveți dacă le-ați testat și ne vedem în următorul video când vom vorbi despre alte parfumuri la fel de interesante. Până una alta, ciao!